Amza Pelea i-a fost profesor la Universitatea Națională de Teatru și Film din București, pe care a absolvit-o în 1978. Diana Lupescu, născută în București anului 1954 pe 7 octombrie, își dorea însă să devină medic sportiv, dar la sugestia mamei sale intră la teatru, rupând astfel tradiția de familie a tatălui său. A jucat pe scenele din Bacău și București, la Teatrul Bulandra, Notara și Teatrul Mic. Primul său rol în film este cel din Povestea Dragostei, o producție realizată după cunoscuta Povestea Porcului, a lui Creangă, de Ion Popescu Gopo, regizorul care o alege pentru rolul prințesei. Fata Morgana, Iarba Verde de Acasă, Buletin de București, Există Joi, sunt doar o parte din filmele în care Diana Lupescu va mai juca peste ani. Căsătorită cu Mircea Diaconu, Diana Lupescu are doi copii, Victor și Ana Diaconu, și în afara grijii pentru ei, este aproape de soțul său și cariera sa în politică. L-am susținut și în continuare cred că face foarte bine ce face. Mai ales că el se simte bine în postura asta, că vrea în continuare să facă politică, cu toate loviturile pe care le-a luat, chiar l-au făcut mai puternic și l-au întărâtat. Și cred că ar trebui mai mulți să-și asume postura asta. De ceva timp, Diana Lupescu a devenit regizor de teatru și în această calitate a montat piese pe scenele teatrelor din Buzău și București. Dincolo de prezența sa activă pe scena teatrelor, Diana Lupescu, care consideră că a descoperit regia de teatru, nu uită de prezența sa importantă în familie, domeniu care ocupă întotdeauna primul loc în preocupările sale.